Clujul intră în spiritul sărbătorilor. La mijloc de octombrie, municipalitatea nu are altceva mai bun de făcut și a decis că e momentul să amplaseze decorațiunile de Crăciun. Chiar dacă sunt încă mai bine de două luni până la sărbătorile de iarnă, primăria a amplasat deja luminițele de Crăciun prin oraș. Acestea au apărut încă de săptămâna trecută deasupra podului Calvaria, dar și în alte zone centrale. Primăria nu a venit cu un punct de vedere la solicitarea noastră în ceea ce privește amplasarea luminițelor de Crăciun la mijlocul lunii octombrie, când termometrele arată încă 20 de grade în mijlocul zilei. Unii specialiști sunt de părere că totuși este prea devreme pentru decorarea de sărbători a orașului. Păi da, trebuie să te sărbătoare, nu? Dacă pâine, nu măcar circ. După ce anii la rând Clujul a fost decorat din belșug cu roz, galben, verde, mov și albastru, municipalitatea a introdus din 2015 albul cald. Comparativ cu anii trecuți, specialiștii spun că decorațiunile din Cluj nu sunt atât de inestetice, dar ar fi loc de mai bine. Anul trecut au apărut căsuțele alea albe, parcă, în Piața Unirii. Și brusc a fost incomparabil mai bine, dar... Mă rog, au mai apărut și cotețe pe lângă, că fără cotețe nu se poate, se pare. Anul trecut mi s-a părut oricum mult mai decent în Piața Unirii, iar în rest, tot erau lumini. Nu le-am băgat în seamă. Dar asta e ideea, dacă nu sunt prea agresive, pentru eu suport. Nu pot să zic nici că e... Cred că mai degrabă am o părere bună decât rea. Cred că e ok. Nu e, dacă stăm să comparăm, de exemplu, cu ceea ce se face în București, unde e foarte, foarte, așa spune așa, de prost gust, așa, și festivist, cu tot felul de îngerași și lumânărele și... Da, cred că e destul de decent iluminatul din Cluj. Ziar de Cluj scrie că primăria a plătit peste 17 milioane de lei în ultimii 9 ani pe iluminatul de sărbători, dintre care 5 milioane doar anul trecut.